Bună seara, dragii mei prieteni! Este un privilegiu deosebit să ne întâlnim din nou pe calea undelor vineri seara în contextul unui program religios. Deși titlul poate bulversa pe mulți dintre dumneavoastră, totuși am îndrăznit să tulbur mintea și conștiința și sufletul unor oameni care poate că s-au spovedit prea mult la fotbal în săptămânile care au trecut. De aceea, subiectul care pare în aparență nereligios, cel puțin sugerat de către titlul, va fi unul totuși profund, profund religios. Fanatic. Cum? Există o declarație în Matei, capitolul 6, versetul 21, care pică foarte bine exact unde trebuie, fiindcă unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. România între agonie și extaz ar putea fi titlul reprezentativ al evenimentelor consumate și trăite de societatea noastră românească în ultimile sau în ultima lună, dacă vreți. Pentru câteva săptămâni, incertitudinea, nesiguranța cu privire la viitor și toate nevoile noastre suflete și spirituale se pare că au fost înlocuite sau au fost uitate datorită delirului fotbalistic. Unii te înjură, alții te laudă, pentru puțină faimă sau celebritate. Și numai dacă mergi acolo, poți să-ți dai seama de delirul național. S-a scris în presă că noi, românii, am cântat cel mai frumos imn, cea mai frumoasă participare, cel mai frumos comportament din partea galeriilor românești, cel mai curat vestiar lăsat dintre toate echipele în care au plecat de la acest campionat. Dar, toate bune și frumoase, dincolo de această muză și dincolo de acest drog emoțional, de acest narcotic sufletesc, fotbalul, stă trista realitate la care foarte puțini oameni vor să mai privească. O realitate a unei lumii care vrea circ și bere până a trecut timpul și gardul a fost construit în jurul nostru, în timp ce lumea este adunată în templul lui Bal. Vă mai aduceți aminte, prieteni, de instanța în care Iehu, marele Iehu, care alerga ca un nebun pe scriere biblică, s-a prefăcut că vrea să se închine la bal și a chemat pe toți preoții acestuia și acum... Toți cei care vor să se închine lui ba Bal să vină aici, să nu lipsească niciunul. Și finalmente, sfârșitul tuturor cei care se închinau lui Bal a fost moartea. Să se repete oare istoria cu această întreagă lume, în timp ce un bilet la euro, asta după bârfa satului, se spune că ar fi ajuns până la 6-7.000 de euro, dolari, ce-o fi fost, în timp ce sărăcia noastră națională crește și în timp ce femei, bărbați și copii au încercat să fie cu cele mai bune intenții emblema unei națiuni în Germania, aici, acasă, pe neobservate, țara fuge. Unde? Fuge de acasă. Cum? Țara să fugă de acasă? Da, țara noastră se mută. Unde se mută? Știți, din Codru Verde se mută la orașul cu lumini. Din inima Carpaților se mută pe plantația de căpșuni și măsline. La Londra, banul vine mai ușor și se duce tot așa. Fiind consumat repede, bineînțeles, de pretențiile noastre, care cresc în fiecare zi și se ridică până la standardul absurdului. În timp ce se joacă fotbal, în timp ce mingea este pasată, prieteni, cele mai antisociale legi se dau la Bruxelles și chiar la București. Din auzite se spune că s-ar fi dat o lege ca România să accepte pe străini care lucrează aici ca muncitori, în regulă, cu acte, să devină cetățenii după trei ani de ședere. Așa că în timp ce țara pleacă, inima țării este înlocuită cu puțină Asia, puțină Africa, până când România nu va mai fi ea. Românii vor dispare în cel puțin 20-30 de ani și vom avea o societate mai colorată și mai veselă în care sentimentul de acasă va fi sushi, noodles sau tariaki. Pe alocuri se va vorbi tagalo sau sibuano, limba vietnameză și toate acestea în timp ce se joacă fotbal. Așa cum adeseori cuvântul lui Dumnezeu ne spune de ce investești, de ce îți irosești puterea, energia pentru un lucru care nu face bine, pentru un lucru care nu ajută la nimic. Știți, trăim într-o lume și risipim tot ce avem mai frumos. Dacă există un dar, dacă există un har care este de mare preț, dincolo de dragoste, iubire, atașament și viață, există timpul. Timpul este ireversibil. Și tocmai aceasta irosim noi, fără să ne dăm seama că îmbătrânim și ajungem undeva la o cotitură de drum unde scrie cimitir. Fanatic și sărac ar putea fi emblema mea, a ta și a multora. Fanatic și sărac, da. Pentru sportiv este multă muncă și mult sacrificiu. Tragic este faptul că, la final, dintre toți cei care sunt înscriși la alergare, doar o echipă primește gloria și cinstea. Așa cum spunea Apostolul Pavel, mulți se înscriu în această competiție, dar la sfârșit numai unul primește coroana sau gloria. Naționalismul, prieten sau patriotismul în delir, este în genere produs de o furie sentimentală, de dorință de bine, pentru noi, pentru țara noastră, pentru patria noastră. Dar, din nefericire, există un dar: acest bine al nostru se dorește cu prețul sau detrimental celor care joacă împotriva noastră. Deci, bucuria noastră ar fi amărăciunea adversarului, bucuria adversarului ar fi amărăciunea noastră. Dar de ce e așa? Pentru că în sport există un termen care nu permite tuturor să fie fericiți. Se numește competiție sau spiritul de competiție. Deci în sport unul plânge, altul râde. În sport nu poate toată lumea să câștige. Și încă o dată întreb de ce? De ce în timpul luptelor în arenă unul moare, altul trăiește? Unul închină paharul de șampanie și bea cupa victoriei în timp ce adversarul zace la pământ. Deci revin cu întrebarea, de ce în sport e doar unul sau doar o echipă fericită, detrimental celorlalți sau celorlalte echipe? Pentru că regula în competiții are un singur principiu. Așa cum spune românul, aici e care păcare. Cred că vă este cunoscută fraza sau formula fericirii egoiste. Fericirii care calcă totul în picioare ca să meargă înainte cu orice preț. Vedeți, prieteni, s-au televizat meciuri de fotbal în timp ce oamenii trebuiau să fie la biserică. Și în sabat s-a simțit lipsa multora, pentru că acasă era o altă biserică mare, era o biserică virtuală, se numea stadion sau mega stadion. O foarte bună parte din frățietate a preferat să stea cu cei mulți la biserica virtuală, așa cum spuneam, pe stadion. Mergi la adunare și vezi că lipsesc microbiștii de la serviciul divin, unde sunt frații, te întrebi? Sunt eu păzitorul fraților mei? E, unde sunt frații? Tot la închinare, dar într-o biserică care se cheamă stadion. La mega biserica de la stadion, unii oameni își fac cruce, alții rostesc adeseori de valma cuvinte de genul Iisuse ceratare, Doamne Dumnezeule, nu vine să cred. Și uite așa, și la biserica care se cheamă stadion, se ia numele lui Dumnezeu pe buze. Dar cum? Cu sfială sau în ocură. Acolo, la stadion, există un alt Dumnezeu care se cheamă Bal. Acolo se plânge, acolo se râde. Nu trebuie să mergi la biserica carismatică ca să poți dansa pe o muzică cu caracter religios. Poți să mergi la stadion, că tot așa e. Ori la stadion, ori la o biserică carismatică, găsești aceleași flavors, găsești aceleași. Continente spirituale. Problema este când se va întoarce frățietatea de la stadion. Va transforma biserica într-un meci de fotbal cu caracter religios sau nu? Ce se va întâmpla în biserică când se întorc oamenii de la stadion? Unul dintre cei mai consacrați politicieni sportivi dădea un interviu undeva săptămâna trecută un subiect invocând credincioșia românilor cu a acestora în comparație cu a olandezilor care nu-și va cruce, nu merg la biserică și fac tot ce știți că se poate face în, pe străzile din Amsterdam. Evident că Dumnezeul din cerul nu-i poate asculta pe olandezi, dar îi poate ajuta pe români. Și uite așa, Dumnezeu din cer, cu voie sau fără voie, a fost amestecat de noi, politicieni, preoți, sportivi, comentatori. Dumnezeu a fost amestecat în fotbal. Totuși, oamenii l-au făcut pe Dumnezeu sau l-au transformat pe Dumnezeu într-o prezență mandatorie în împotriva voinței Lui la stadion. Doamne, tu trebuie să ajungi pe români. Problema este că Dumnezeu vrea să-i ajute și pe olandezi, și pe români, și pe ruși, și pe americani. Nu există mai mulți câștigători în lumea sporturilor, doar unul. Iar Dumnezeul cerului se vrea a fi imparțial lumea sportului se închină la un Dumnezeu subiectiv așa că există o problemă de mare confuzie teologică și după ce declarațiile domnului Becali care este un tip foarte funny, așa foarte uh, interesant, care mă rog în sinceritatea și onestitatea lui invocă pe Dumnezeu în cam tot ce se întâmplă în buzunarul dumne domniei sale și pe teren se spune că totuși Dumnezeu, Dumnezeul Domnului Becali, n-a ascultat de rugăciunea lui și nici de rugăciunea românilor care își fac cruce, merg la biserică și ăia pe care noi considerăm mă rog, mai răi, mai destrăbălați, mai eu știu ce or face ei pe acolo, până am stat pe străzile alea, cu toate mișcările alea LGBT, gay și așa mai departe. Totuși, ăia, după tehnica și după teoria domnului care a comentat, Dumnezeu din cer i-ar fi ajutat pe și nu păștea, care sunt mai credincioși și mai cuvioși. dragi mei prieteni. Eu cred că aceasta este o blasfemie. Dumnezeu nu se coboară pe pământ să ajute pe olandezi, să ajute pe români în uh, aceste sporturi care și-au o bârșie romană și chiar mai devreme o bârșie grecească. Prieteni, eu cred că Dumnezeu, la ora actuală, este interesat mai mult de câștigarea unei lupte și nu a unui meci. Clipele. Se apropie când Dumnezeu va câștiga în mod total, absolut, irreversibil, lupta împotriva păcatului și lupta împotriva autorului păcatului. Iar noi, cei care mergem la fotbal sau cei care mai merg la fotbal și, mă rog, fac din această pasiune, se pare că s-ar putea să fie în rândul celor care vor pierde lupta. Nu vorbesc ca un exclusivist, sunt pentru mișcare, pentru jocul nevinovat cu mingea, atâta vreme cât nu se implică ambiții personale, atâta vreme cât caracterul nostru nu se transformă în altceva și atunci când ne ducem să dăm cu piciorul minge, uităm cine suntem, care ne este identitatea creștină. Am avut șansa să fiu în Brazilia de foarte multe ori și acolo să știți că fotbalul este o religie. Și nu știu dacă puteți observa că cam pe toată planeta fotbalul a început să devină o religie, o religie globală. Aici este problema, prieteni. Foarte mulți dintre noi am devenit politeiști. Ne închinăm la mai mulți Dumnezei. Fără să știm, fără să vrem. Vreau să vă fac o mărturisire. Când eram tânăr, jucam fotbal. Și pentru la mea eram destul de bun. După ce am acceptat pe Domnul Hristos în inima mea, încă mai jucam fotbal. Nu am considerat aceasta ceva strigător la cer, dar de fiecare dată după terminarea unui meci, plecam acasă cu sufletul gol. Nu știu dacă a trăit aceeași experiență. Sunt foarte sincer și transparent cu dumneavoastră. Mă simțeam singur și pustiu. Dacă pierdeam meciul, încercam să mă reculeg. Mi era foarte greu să trec peste un orgoliu rănit. După ce terminam și veneam acasă, încercam să mă reconectez la sursă, la Domnul Hristos. Dar îl vedeam în ceață. Ce să zic? Mi era greu să compatibilizez în conștiința mea fotbalul cu prezența Domnului Hristos în suflet. Așa că ce este interesant este că mi-am dat seama că nu pot să le am pe amândouă. Încet, încet am început să renunț la această ambiție, la acest spirit de competiție probabil că mai îmbătrânit, dar în același timp vreau să vă spun că am observat în decursul anilor și timpului că atunci când frații se adună, se adună să tragă un fotbal de la prezbiter, la conducătorul școlii de sabat și toți ceilalți, am mă surprinde adeseori, nu numai că un frate pleacă cu piciorul rupt sau capul spart de la locul fotbalului, dar am observat că în timpul meciului mulți dintre credincioși se transformă într-un mod formidabil, inexplicabil, în altceva. Am rămas uimit câtă putere de schimbare și de atitudine poate produce fotbalul în câteva minute cu oamenii. Vedeam pe teren supărare pe fața fraților și bucurie pe fața altor frați. Începeau declarații, miștouri, glume, cane și așa mai departe poporul era cu totul altul după terminarea meciului. Unii frați se mai certau între ei și până la urmă ajungeam să mergem înapoi la biserică, la Sfânta Cină. Dragii mei prieteni, vreau să vă spun un singur lucru. Sentimentul meu este că mă simt ciudat de fiecare dată când m-aș duce din nou pe stadion să joc fotbal împotriva fraților mei și să știu că prin mă rog, driblare, talent, stamina sau energie uh, fizică, îi pot învinge, umili pe frații din tabăra adversă. Nu exercițiul fizic ca și concept e greșit, ci ambiția totalitară, spiritul de competiție, că vreau să fiu mai bun decât tine, este un spirit anticreștin. Domnul Hristos spunea, cine vrea să câștige, să fie robul tuturor, cine vrea să fie mai mare, mai bun, mai extraordinar, să se umilească, să fie cel mai mic, cel mai smerit, cel mai blând. De aceea principiul Domnului Hristos nu știu cât de mult se poate potrivi cu principiul spiritului de competiție și a fericitei victorii detrimental celorlalți. Nu poți să câștigi victoria în sport decât dacă urci sau calci pe care are le celorlalți. Bine, vorbesc figurativ. Deci, dacă cineva și-l poate imagina pe Domnul Hristos în impostața de jucător de fotbal, înseamnă că eu probabil am înțeles greșit caracterul lui Dumnezeu. Trăim, prieteni, în cele mai solemne momente ale istoriei lumii. Domnul Hristos este în sanctuar, iar în cartea evreilor spune... Uitați-vă țintă la capetenia de săvârșirii voastre. În alt text spune: Să nu cădeți de oboseală, să nu vă pierdeți inima. Pe unde să ne pierdem inima? E posibil să ne pierdem inima la stadion și să venim înapoi acasă sau la biserică fără inima. Să nu cădeți de oboseală și să nu vă pierdeți inima. Domnul Hristos face tot ce este posibil ca să câștige lupta pentru noi, dar nu fără cooperarea noastră. Vorbele grele care le va rosti Domnul Hristos cu o greutate infinită și irreversibilă vor fi rostite în curând. Cine este drept să fie drept și mai departe. Cine se uită la fotbal să se uite la fotbal și mai departe. Cine minte să mintă și mai departe. Cine bagiocorește să bagiocorească și mai departe. Cine fură să fure și mai departe. Cine doarme, să doarmă și mai departe. Cine urăște, să urască și mai departe. Iată, eu vin curând. Ce vremuri solemne, prieteni! În ce vremuri solemne trăim? Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie un popor al rugăciunii, găsit între tindă și altar. Dar în schimb, iată, cum zice Isaia, veselie și bucurie, se mănâncă la mici și se bea la bere, să mâncăm și să bem, că poate România va câștiga mâine. Bineînțeles că aceste cuvinte le-am parafrazat cu permisiunea dumneavoastră, cuvintele sacre ale Domnului His ale lui Isaia, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. În timp ce lumea sună din trompete și diferite instrumente pe stadion, măzgăliți și pictați în semne naționale, care mai de care, cu taturi pe trupul lor, într-o de bandadă extrem de bine organizată, trompeta lui Dumnezeu anunță căderea cortinei și căderea Babilonului. În timp ce oamenii sunt adunați la petrecerea lui Belsațar, undeva la Miune, Munich sau în Hamburg, o mână revăzută scrie pe afișul electronic scorul nostru, scorul dintre faptele bune și faptele rele. Și, bineînțeles, concluzia finală. Cântărit, cântărit și găsit prea ușor. O, Doamne, mă îngrozesc! Ai milă de popor și de noi! Aceasta va fi cea mai crudă realitate. Pe tabela de marcaj, Dumnezeu va scrie cu o mână nevozută: Cântărit, cântărit și găsit prea ușor. Să fiu eu, să fii tu, să fii noi, mă îngrozesc! Tremur! N-am sentimentul superiorității, n-am sentimentul infatuării. Eu însumi sunt pus sub semnul întrebării. Eu însu tremur înaintea iubitului meu și scumpului meu Mântuitor Iisus Hristos, că mă gândesc că sunt țărână, sunt pământ și n-am cu ce să mă laud înaintea lui Dumnezeu. Ce va urma? Numai Domnul Iisus știe. În orice caz, cred că e bine să ne oprim pentru puțină reflecție să uităm de zgomotul infernal a 30-40 de mii de oameni de pe stadioane sau 60 de mii cât ori fi și să ascultăm liniștea, să ascultăm tăcerea care este mesajul absolut al lui Dumnezeu pentru o lume în derivă. Grăbește-te suflete, stai la o parte și ascultă liniștea lui Dumnezeu în rugăciune, în meditație sfântă, lasă ploaia să vină în inima ta. Ploaia de cuvinte, acele cuvinte sacre care cad în inima ta ca pe un teren uscat. Cuvântul lui Dumnezeu, acele cuvinte drese și umse cu har, vor veni și vor satisface setea sufletului tău. Revin totuși cu o întrebare, ce suntem noi mai întâi? Români și creștini după aia? Sau suntem întâi creștini și români după aceea? Care este patriotismul nostru? Care este prioritatea noastră? Vedeți dumneavoastră, patria de aici este întotdeauna nesuperioară patriei de acolo, de sus. Cetățenia noastră de aici are prioritate Detrimental cetățeniei noastre de acolo, e? Cine știe? Și în speranța noastră firească, vrem să prindem doi iepuri dintr-o dintr singură lovitură. care sunt, de fapt, prioritățile? Care sunt, de fapt, prioritățile? Cine deține cheile sufletului tău? Știți, în lumea sportului există un afrodisiac. Exercitarea emoțională, detrimental rațiunii. Adrenalina, isteria unor, unor sentimente de biruință, eroismul deosebit, transferul de personalitate, transferul de identitate pe care noi îl suportăm la stadion. Noi românii se spune că n-am fost acasă când s-a împărțit norocul. Eu cred că n-am fost acasă nici când ne-a bătut Isus la ușa noastră. Noi românii credem că suntem centrul Universului, dar noi nu înțelegem de fapt că Domnul Hristos este centrul Universului. Avem complexul unei țărișoare micuțe. Eu însumi, ca român, când am ieșit pentru prima oară afară, din țară, undeva în 1990 și ceva, am avut sentimentul și înfatoarea că noi românii suntem cel mai viteaz popor noi suntem cei mai tari, noi suntem cei care am topit tancurile lușilor și am inventat laserul, noi suntem cei care am inventat avionul cu reacție, noi suntem cei care avem cea mai frumoasă țară, noi suntem cei mai viteji oameni de pe Pământ, noi suntem cei mai buni matematicieni, noi suntem cei mai extraordinari. Este această listă o realitate sau este doar reflexia? A ceea ce eu, ca român, vreau să fiu. Dar, în realitate, ca să fiu cel mai, cel mai, cel mai, unica șansă pentru mine, ca român, să fiu așa cum îmi doresc să fiu pe lista respectivă, este să-l întâlnesc pe Domnul Hristos. Asta este unica șansă. Și Domnul Hristos mă va face cel mai bun, răbdător, umil, nu că sunt eu, dar va împărtăși cu mine și cu tine calitățile Lui de caracter. Dragii mei prieteni, este o mare diferență între ceea ce îmi imaginez, ceea ce îmi doresc eu să fiu și ceea ce sunt în realitate. Sportul oferă această fremezie, sportul oferă această falsă iluzie cu privire la cine suntem atunci când noi suferim un transfer de personalitate și chiar un transfer de identitate pe stadion. E un joc periculos, e o... Cabală specială care practic se aplică lumii. De unde apare concurența în sport? Concurența izvorește din, din faptul că vrem să nu murim. Concurența izvorește din faptul că nu, nu vrem ca alții să fie mai buni ca noi. Concurența izvorește din faptul că nimeni nu trebuie să fie mai bun ca mine. Că dacă cineva este mai bun ca mine, atunci devenim dușmani îmi ești prieten atâta vreme cât nu ești o amenințare pentru mine. Când produci performanțe mai mari decât cele pe care le produc eu, atunci încep să mă deranjez. Prezența ta mă deranjează. În iei fața, mă elimin din scenă, dispar eu și apar tu. Mi-e frică că nu se mai vorbește de mine, ci se va vorbi numai de tine, și eu voi fi uitat de tot în istorie? Spiritul acesta prieten de competiție a apărut sau s-a născut în momentul în care s-a născut comparația, o comparație nesacră, nesfințită în ceruri. Când marele rebel spunea, bine, bine, Iisus Iisus, dar eu, eu unde sunt în toată această scenă? Eu la mine cine să închină? Acolo s-a născut concurența, acolo s-a născut fanatismul. Fanatismul a dat naștere la isterie, isteria a dat naștere la exprimări emoționale explozive, care nu pot fi controlate prietenii. De atunci încoace, există fanatism în religie, există fanatism în politică, există fanatism în societate, există fanatism în biserică și în familie. Există fanatism între prieteni, există fanatism între culturi. Interesant este că acest fenomen este atât de complex, se manifestă în viața indivizilor oriunde mergi. Cel mai tare se vede în sport. Fanatismul merge mână-mână cu spiritul de competiție. Spiritul de competiție merge mână-mână cu concurența. Cine e mai bun? Care pe care? De aceea Domnul Hristos nu poate subscrie la o astfel de ideologie care alimentează lumea pe de o parte cu o bucurie detrimentală celor din jur și pe de altă parte cu o ură infernală atunci când noi pierdem sau mă întorc la Domnul Iisus Hristos că totuși până la urmă doresc ca să păstrez o ambianță cât se poate de creștină în prezența dumneavoastră și în prezența lui Dumnezeu. Până la urmă, care este esența vieții? Care este filozofia lui Isus Hristos care ne-a atins inima noastră? Ce spunea Mântuitorul? Ce îl învăța Duhul Sfânt pe Ioan Botezătorul? El trebuie să crească, iar eu trebuie să mă mișorez. A venit o galerie de la fotbal la Ioan și au atras atenția că prezența Domnului Hristos, văzută, percepută, apreciată, recunoscută în societatea ebraică, e din ce în ce mai evidentă, iar tu, Ioane, oricât de Ioan Botezătorul ai fi, să știi că nu prea mai scriu ziarele despre tine și scriu despre Isus. Gelozia galeriei lui Ioan, gelozia echipei de fotbal a lui Ioan, gelozia ucenicilor lui Ioan, Aveau să-l determine pe Ioan să spună: E bine ce îmi spuneți, e o veste bună. Mă bucur că el crește și el, eu mă micșorez. Mă bucur că e așa. Mai târziu, Domnul Hristos, repeta și el la rândul său: Este în folosul meu ca să mă duc, că dacă mă duc eu, veți face lucruri mai mari decât cele pe care le-am făcut eu. Observați, ideologia de viața Domnului Hristos este o concurență pe invers. Iisus spune, vreau ca după plecarea mea, voi să atingeți experiențe, să faceți experiențe, să produceți un impact asupra societății mult mai mare decât impactul pe care l-am produs eu. Bine, evident, în numele Domnului Hristos, păstrând gloria, păstrând creditul, oferind creditul Domnului nostru Iisus Hristos. Tot Mântuitorul spunea atunci când o să fii mai bun decât mine, eu nu o să fiu aici. În societatea noastră, dacă unul este mai bun decât celălalt, produce durere. Dar observați în ideologia Domnului Hristos spunea cel care vrea să fie cel mai mare, cel care vrea să fie respectat și ovaționat, nu numai de stadionul de pe pământ, dar de stadionul universului, nu? Atunci el să fie dacă vrea să fie cel mai mare, să fie robul tuturor. Să fie umil și atunci va fi victorios. Să fie modest și atunci va fi cel mai bun. Observați, dumneavoastră, există un revers al principiilor. Există un conflict de ideologie între lumea sportului și lumea pe care o promovează Domnul Hristos în marele război spiritual relatat în Scriptură. Deci aceasta este esența vieții. Eu, grâul, sămânța, să mor ca să trăiți voi. În lumea sportului așa ceva nu există. Competiția sportivă sau competiția religioasă manifestă acest criteriu al nemuririi definitive și al absolutismului perpetui, eu și numai eu. Creștinul este afectat de acest cerc sau de acest balon în care toată lumea dă cu picior. Observați și nonsensul acestei filozofii? Toată lumea de pe teren, și toată lumea din stadion, urmărește un balon, o minge, rotundă, că de-aia zice ball sau bal, pentru că e rotundă. Și alergi după mingea aia, după care dai cu șutul dai cu piciorul ea, o pasezi la alt. Așa trece și gloria de la mine la tine, de la tine la altul și până la urmă ajungem să ne realizăm că de fapt gloria e a nimănui. Așa trece gloria fotbalului, așa trece gloria preotului, așa trece gloria predicatorului, așa trece gloria președintelui, așa trece gloria bogatului, așa trece gloria tuturor celor care visează la unicitate perpetuă. Eu sunt Dumnezeu. De ce nu trece gloria Domnului Hristos? Pentru că El este singurul lider cu adevărat. Domnul Hristos este cel mai mare care poate să primească o coroană după această mare luptă între bine și rău, este pentru că Domnul Hristos este un lider cu adevărat prieteni. Știți, liderul adevărat întotdeauna va căuta un înlocuitor. Primul lucru pe care un lider îl face este să se uite în mulțime și să descopere în acea mulțime oameni care pot să-l urmeze și pot să-i urmeze idealurile și pot să facă lucruri mult mai mari și mai frumoase decât el ca lider. Domnul Hristos este liderul etern, pentru că el este cel care a căutat la început, chiar în faza lui de debut a misionarismului său, a căutat lideri în care să investească. Deci, noi ca lideri, noi ca și conducători, dacă vrem să fim într-adevăr încoronați cu acea. O roană nemeritată de aur pe care Domnul Hristos o va da tuturor mântuiților, cu stele, cu mai puține stele, cu mai multe stele, atunci va trebui să fim și noi ca Mântuitorul. De fiecare dată când vrem să ne manifestăm în calitatea noastră de lideri, va trebui să ne uităm după cineva în care putem investi. Primul lucru care ar trebui să-l facem pe agenda noastră de lucru atunci când suntem investiți cu responsabilitate, de conducători, ar trebui să ne uităm după cineva care să ne înlocuiască, care să facă lucrurile mai bune și mai frumoase decât noi. Știți, prieteni, ca să putem realiza toate acestea, trebuie să fim îmbibați în dragostea lui Dumnezeu. Ura este soră cu fanatismul, pentru că amândouă sunt iraționale și inexplicabile. Fanatismul are o energie extremă de a muri pentru o cauză care nu este cauza iubirii și a dragostei. Spre exemplu, Coranul este o carte în care se vorbește de unicul, singurul, Allah. Dar Allah a ales să fie singur. Cuvintele din Ioan 4 cu Dumnezeu este dragoste. Câte cuvinte avem? Trei, nu? Dumnezeu este dragoste. Toate aceste trei cuvinte sunt, de fapt, descrierea identității lui Dumnezeu. Dumnezeu e clar. Este vine de la ideea eu sunt cel ce sunt, adică o constantă permanentă. Și dragostea, bineînțeles că dragostea definește caracterul său. Trei cuvinte: Dumnezeu este dragoste. De aceea Allah nu poate să pronunțe aceste cuvinte. Allah este dragoste, pentru că Allah a preferat să rămână singur, în timp ce Dumnezeu a spus, haidem să facem om după chipul și asemănarea noastră. Ceea ce înseamnă că Dumnezeu a împărtășit dragostea sa cu o altă persoană. Vedeți, dumneavoastră, dragostea presupune o persoană plus. Dragostea nu se poate manifesta în singurătate. Dragostea moare în singurătate. De aceea cred că Dumnezeul cerului este mai presus decât Allah. Pentru că în fanatismul lui, Allah poate iniția războiul, ura, moartea. Dar în același timp nu poate câștiga viața veșnică. Nici nu știu dacă Allah se poate mântui pe el însuși. Dar Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu a venit pe pământ, întrupat în Fiul Său, Domnul Isus Hristos, Mântuitorul nostru minunat, cel mai iubit fiu al tatălui. Așa cum spunea Mântuitorul, așa cum tatăl m-a iubit pe mine, tot așa vă, vă, iubesc și eu pe voi. Deci Mântuitorul Iisus Hristos este o bucată ruptă din Dumnezeu care a venit pe pământ și s-a manifestat în acea dragoste. Haidem să facem oameni sau om după chipul și asemănarea noastră. Vedeți, noastră, pluralul este fundamental ca să poți să fii autorizat să faci declarația Dumnezeu este dragoste. Nu poți să spui Dumnezeu este iubire atâta vreme cât te comporți sau te manifesti ca Allah, singur, brutal, care dorește glorie doar pentru sine. Prieteni, Dumnezeu și-a dat viața pentru noi prin Fiul Său ca noi să putem fi mântuiți, să putem fi elevați la nivelul de fi și fiice ale lui Dumnezeu. Concluzie. Cine este de fapt în spatele sportului? Alac sau Dumnezeu? Ura sau iubirea? Cine este în spatele lui Dumnezeu? Dragostea și înțelepciunea, nu? Fanatismul poate face pe oameni să moară ca martiri, să-și dea viața pentru alții. Dragostea poate face pe oameni să moară ca martiri, dar care este diferența? Fanatismul este ura dusă în extrem față de toți aceia care pun la îndoială autoritatea lor. Fanatismul moare din ură. Dragostea se dăruiește pentru sine. Fanatismul se sacrifică pentru a omorâ. Dragostea se sacrifică pentru a salva. Fanatismul se sacrifică pentru a lua o viață. Dragostea se sa sacrifică pentru a salva o viață, prieteni, pe stadion în Coloseumul modern, oamenii strigă, plâng, râd. E locul unde Maradona este eroul și nu mafiotul vânzător de cocaină. La mormântul lui gloria a apus. Așa s-a întâmplat și așa se va întâmpla. Despre marele Maradona se spune că a murit. A fost Suspect sau, mă rog, condamnat pentru trafic de droguri, narcotice. Deci, iată un sportiv care a fost rege pe teren și mafiot în lumea de acasă. Două realități, două tipuri de caractere. Oamenii nu disting între Maradona de pe stadion și Maradona de acasă. Și cred că aceasta este cea mai mare amăgire și însealare. Nu știu ce cuvinte sunt scrise la mormântul lui Maradona, dar mi-aduc aminte de cuvintele care au fost rostite sau scrise, nu mai rețin, în cimitir, la moartea unui, mă rog, consacrat religios, care a fost atât de pios încât și-a bătut fica în stația de autobuz, că nu s-a îmbrăcat conform normelor și standardelor. De atunci, relația între acest pios lider spiritual și fica lui n-au fost bune niciodată. La mormânt, omul era sigur Păi, el că ajunge în ceruri. A venit și Fica după. Și a postat sau a spus câteva cuvinte acolo, la mormântul tatălui ei. Știți ce a spus fata? Și totuși, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Să nu ne trezim că și noi mergem în inerția faptului că vom fi mântuiți și că vom ajunge în împărăția Dumnezeu și urmașii noștri, copiii noștri, partenerii noștri de viață să vină să scrie totuși iluzia cu care ai murit, faptul că n-ai fost consacrat, faptul că nu au fost suficient de aproape de Domnul Hristos, te-a făcut să mori și să înțelegi că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Prieteni, adesea ne întrebăm cum e posibil ca moștri din biserică să populeze cerul. Dacă cerul arată ca ăștia, întrebarea este, ai vrea să fie acolo? De aceea, cred că declarația acestei Fice, este foarte pertinentă la cimitir să vină după tine cineva care-i sânge din sângele tău și carne din carnea ta și să spună Dumnezeu are ultimul cuvânt. Totuși Dumnezeu are ultimul cuvânt. Să ne ajute Bunul Tată ca în această seară să ne pierdem pe noi înșine într-un moment de meditație și de reflexie, să ne pierdem în Domnul Hristos și să explorăm universul infinit al inimii scumpului și iubitului nostru mântuitor, Iisus Hristos. E adevărat că fotbalul este o religie, dar nu este a lui Dumnezeu, este a lui Bal. Dacă vrem să mergem după Bal, mergem după Bal. Dar dacă vrem să mergem după Domnul Hristos, atunci va trebui să realizăm și să recunoaștem incompatibilitatea lucrurilor care ne separă de El. Bunul Tată din ceruri să ne ajute să ne dea putere ca să vrem, să vrem binele nostru și apoi binele celor din jurul nostru. Ideea care păcare să nu fie în portofelul sau în ideologia de comportament a creștinului. La noi, între creștini, nu există care păcare. Hai bă, dă bă, am câștigat bă, nu. La noi, în creștinism, există întotdeauna binețea, respectul, Gandrețea, gentilețea și dorința pentru mai bine, pentru cei care ne înconjoară. Dumnezeu să ne binecuvânteze, dragii mei prieteni, cu aceste câteva gânduri care am simțit că sunt importante să le depun împreună cu dumneavoastră, inclusându-mă în acest spectru infect al păcatului, că sunt și eu păcătos. Și să mă rog, alături de dumneavoastră, în și al ca să ne ierte Domnul orele pierdute la televizor, în fața unui ecran, când am fi putut să citim sau să ne rugăm pentru noi și pentru cei din jurul nostru.